Găsit, dragii mei, la o nouă ediție astăzi de Lifestyle. Ne bezice trece, cazurile de îmbolnăviri cu COVID-19 depășesc așa niște cifre extrem de mari, panica este din ce în ce mai mare, restricțiile din ce în ce mai dure, tocmai am auzit și noi câteva dintre ele care ar urma să intre în vigoare chiar de luni. Una din aceste restricții ar fi chiar închiderea școlilor, acea vacanță despre care se vorbea pentru copiii de 1-4, de o săptămână, s-a prelungit. Iată că vorbim despre 2 săptămâni și nu doar valabilă pentru ei, ci pentru toți elevii. Toată lumea va sta acasă 2 săptămâni. Ce se întâmplă cu această situație, cu elevii și cu tot ceea ce înseamnă sistemul nostru educațional? Vom elabora în această seară cu invitatul meu, Cătălin Angel. Bună seara și bine ai revenit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Iată că discutăm despre noul anunț făcut de președinte cu aceste noi restricții care cumva sunt în ceață. Lumea nu înțelege de unde și până unde, care, cum, până când, în ce fel, în funcție de ce rata incidenței. Este o generalizare așa pentru absolut tot ceea ce înseamnă elevi, studenți, deopotrivă toate școlile vor fi închise începând de luni. Cum priviți acest lucru? De avalmă această împărțeală care de fapt ne trimite pe toți acasă într-o vacanță forțată. Dar așa cum societatea românească este divizată și aproape sunt jumătate cei care sunt și vaccinați și nevaccinați și care sunt cu părerea că e bine, că de ce nu s-a întrerupt școala până acum, când s-a întrerupt, de ce s-a întrerupt, că nu învață copiii. La fel este și în zona aceasta. Situația este, zic eu, luată tardiv și măsurile luate sub imperiul presiunii poate să nu fie întotdeauna cele mai bune. Este clar că lipsa testelor din școli, fac o paranteză, un studiu apărut astăzi pe piață ne spune că infectările în școli nu sunt foarte multe și că cele mai multe infectări la copii sunt datorate mediului familial. Și că dacă părinții s-ar vaccina, nu ar fi nevoie să închidă școlile sau școlile să închidă ultime și în condiții speciale. Evident, România astăzi poate fi considerată că este într-o condiție specială, dar poate că era mai bine să fi luat măsuri din timp și să nu ajungem aici. Cert este că copiii noștri suferă acum niște șocuri, pentru că ultimele studii spun că o treime din cei care fac boala COVID-19, deci o cantitate foarte mare de foarte mulți oameni, da, suferă un șoc post-traumatic și au probleme neuro și angoase și tot felul de frici din acestea, ori datorate bolii, ori datorate faptului că stau izolați. Și lucrurile acestea trebuie avut grijă de aceste lucruri pentru că ne afectează vrem nu vrem, adică chiar dacă o parte din cei care au făcut boala au făcut forme ușoare, ei totuși sunt afectați pe partea aceasta cognitivă și fricile acumulate pot să-i facă să nu fie în cea mai bună formă a lor. Revenind la copii, părerile, așa cum spuneam, și ale părinților și ale copiilor sunt împărțite. Eu cred că totuși poate era mai bună o decizie în zona de a da posibilitatea să aleagă ori la nivel local, ori școlilor, ori pur și simplu părinții să aleagă. Deci aici este... Cum a fost până acum, practic, așa era, o lăsase cumva la latitudinea ce înseamnă direcțiune per fiecare instituție de învățământ. Acel director putea să decidă dacă închide școala sau nu o închide. Putea, dar nu prea s-a întâmplat în practică să închidă școlile. Sau treceau în acel scenariu hibrid, că cam ăsta a fost maximul. Da, eu cred că hibridul era o versiune bună pentru această perioadă a pandemiei, cu condiția, și aici este minusul învățământului românesc, să existe condițiile tehnice și tehnologice
nu atât de tablete și de table interactive și de un webcam și microfon ca să transmiți online. Pentru că asta se putea întâmpla, cel puțin în majoritatea școlilor sau cel puțin în mediul urban. Este deja al doilea an. S-ar fi putut sunt rezolva dotate situația. Cu proiectoare. Corect. Problema este conținutul media, conținutul pe care profesorii îl pot pune la dispoziție la copii. Copiii noștri se plictisesc foarte repede. Nu mai este generația alfa. Nu mai au răbdare ca să vină cineva să le dicteze, mai ales multe lucruri pe care ei deja le știu. Pentru că au contact cu multe filmulețe pe YouTube și TikTok. Bună ora, și nu mai sunt atenți nici cu profesorul în clasă. Aici este provocarea sistemului educațional și a profesorilor să facă această materie cu un conținut atractiv pentru această generație de copii care deja multe lucruri le știu. Și trebuie să vină cu clip art, cu 3D, cu, nu știu, cu tot felul de elemente care să îi atragă și să îi și învețe câte ceva despre ceea ce le va folosi pe viitor, pentru că generația alfa este generația copiilor născuți după 2000 și sunt copii care deja simt că școala nu îi pregătește pentru meserile viitorului și că ce fac la școală este ceva așa ca să fie. Și din păcate instinctul acesta este corect, pentru că societatea s-a transformat foarte mult, da? Mediul online, mediul IT, meserile viitorului vin peste noi, dar școala a rămas cumva ancorată în trecut cu cretă de acum 40 și tablă de ani, fără și să se schimbe prea multe. Da, asta este realitatea. Deci cumva dacă le-am putea adapta, ar fi cu totul altfel pentru copii. Da, ce facem cu situația asta din scenariile hibrid? Vorbeam noi și înainte de emisiune, au fost cazuri în care cei vaccinați erau lăsați în clasă, iar cei nevaccinați acasă. Este o situație care iar ar trebui să țină cont de profilul elevului și aici implicarea părinților ar trebui să fie bună, pentru că studiile făcute arată că sunt copii care performează în zona de învățământ online, deci pot să fie atenți și să-și noteze și să învețe nefiind prezenți, cu toate că le lipsește mediul acesta de socializare, dar sunt copii care nu pot face față și atunci tot părinții ar trebui să fie implicați și școala ar trebui să fie un mediu care este pus la dispoziția societății, da? Prin care funcție de elev, funcție de posibilitățile locale, funcție de părinți și de posibilitățile lor, să aibă acces fizic sau online, dar repet, dacă vorbim de online, să fie și conținut de calitate. Și fizic, de asemenea, trebuie făcute eforturi ca domnii profesori să nu mai fie în zona aceea de învățământ în care eu dictez și tu scrii. Deci tot trebuie să vină cu conținut atractiv pentru copii. Ceea ce se întâmplă destul de greu, foarte. Am văzut și la profesori treaba asta, foarte greu și au intrat în ritmul acesta de a preda online. Copiii sunt categoric mult, mult peste acolo, sunt tot felul de închid camerele, adică sunt ceva. Nu știu în ce măsură se poate desfășura o astfel de oră ok, iar toate informațiile aceea să fie implementate bine acolo la copii. Să știți că aici, ați spus de ce tupărană, aici este rolul profesorului în a aplica legislația ferm. Știu cazuri la fica mea, în gimnaziu, doamna profesor, cine nu avea camera deschisă, punea absențe. Și toți copiii aveau camerele deschise. Ați văzut și dumneavoastră zilele astea și am văzut și eu că în foarte multe cazuri lipsa de fermitate în aplicare, este o prevedere legală asta, să stai cu camera, altfel copilul poate să fie absent, poate să nu fie atent și așa mai departe. Lipsa de fermitate atrage școala online și părinții văd că copilul lipsește, pleacă, nu e atent, nu-și ia notițe și nu pierde pur și simplu timpul. Deci trebuie să evităm lucruri de genul acesta prin aplicarea acestor măsuri care țin de nivelul educației. Trebuie să mă cointeresez, să fiu atent, să-mi povestească, să fac experimente, fie că în funcție de materie. Trebuie să creeze acele premize în care informația prezentată nu este o
copy-paste și o informație care eu simt că nu mă ajută, ci trebuie să trezească interesul cumva. Exact, trebuie să ne pună în valoare abilitățile copilului nostru. Fiecare copil este bun la ceva. Trebuie să găsim metodele prin care el acumulează aceste abilități, da? Nu doar o acumulare de cunoștințe, să învățăm o poezie care nu ne ajută cu nimic, da? Trebuie să învățăm la ce folosește. De aceea și românii totuși performează în meserile pe care le fac, dar pică, iată, la testele PISA, teste care arată aplicabilitatea concretă a cunoștințelor acumulate. Adică, bun, știi să faci 2 plus 2, dar când ești într-o situație reală și când un tren vine, pleacă într-o localitate și se întâlnește cu alt tren, deci lucruri care ți-ar putea salva viața sau ți-ar putea ajuta să iei decizii corecte, noi nu știm să gândim și să folosim aceste cunoștințe, că de ce învățăm ecuații la școală? Uite că la un moment dat s-ar putea să-ți folosească. Sau geografie, sau istorie, sau tot felul de alte materii care... Salut cu această ocazie prezența de la anul în curicula votată de recent a unor materii noi, da, care s-ar putea să facă diferența în zona asta antreprenorială și de științe de drept, de științe care să ajute la o abordare. Termină copiii astăzi liceul sau facultatea, intră în producție și ei nu știu să facă o factură sau nu știu să cu ce se mănâncă, nu știu, o relație de business și o relație de care ar putea să genereze... Mai multe lucruri concrete și mai puțină teorie, cumva. Exact, exact. Aplicabilitatea noțiunilor teorice învățate în școală, la orice nivel, da, vorbim de la liceu până la universitate și pregătirea lor pentru viață concret. Și cazul pentru... ăsta cred că și profesorii ar fi alții. E posibil. Profesorii pot să fie, este train the trainers, sunt cursuri de pregătire a profesorilor. Este clar că trebuie crescut cumva bugetul din PIB alocat pentru educație și folosit de o manieră atât pentru educarea profesorilor și pregătirea lor, cât și pentru baza materială, cât și pentru a crea premizele unui învățământ modern în care accentul se pune pe aceste abilități ale copiilor. Revenind la problema noastră actuală, de ce schimbarea asta de atitudine a părinților, căci și sunt implicați direct în tot ceea ce ține de copii? Vorbim de anul trecut, de perioada pandemiei, când aceștia spuneau lăsați să meargă la școală, școlile trebuie să rămână deschise, ei au dreptul la educație. Cumva se detașau de tot ceea ce înseamnă această pandemie. Ori acum, când toate școlile au fost deschise, când directorii au avut ocazia de a hotărâ ce se întâmplă cu instituția lor, toate, sau mă rog, majoritatea au rămas deschise, iar părinții au început să-și dorească ca acestea să fie închise, iar copiilor să stea acasă. Cumva, practic, cum o dăm nu-i bine. De ce... Așa cum spuneam, societatea este fragmentată la fel și părinții, dar da, știți cum, nu s-au aplicat măsurile corecte până la capăt. Ok. Sperie valul 4 mai tare? Sau? Sigur că sperie, pentru că în piramida nevoilor, baza care este sănătatea și viața, este mai importantă decât următoarea treaptă, educația. Deci, prima oară trebuie... Asta trebuia să înțeleagă guvernanții noștri, că prima oară trebuia să asigure securitatea copiilor și asta ar fi putut să o facă. Ok, și-au asumat deschiderea școlilor și păstrarea lor deschisă. Bun, dar face asta testând. Deci, până să se trezească ei să spună că vom testa, că vom cumpăra teste, că vom la viitor, că asta se întâmplă în politică, totul este la viitor și nimic să povestesc despre ce au făcut, da? Iată că valul 4 ne-a prins... Iarăși cumva pe nepusă. Nici n-a fost val ăsta, a fost tsunami, da? Este, și este a venit cu o viteză atenție. Și da, deci avem foarte mulți copii îmbolnăviți și unii chiar și la spital în secțiile de ATI. Deci, dacă tot ai vrut să ții școlile deschise, trebuia să faci înainte pregătirea, aprovizionarea, testarea riguroasă și puteai să ții școlile deschise sau puteai să lași, așa cum spuneam, la atitudinea părinților dreptul de a-l trimite la școală sau părinții care erau cu frică pentru copiilor și pe bună dreptate să-i lase posibilitatea să facă online. De asta, da, uite, modul hibrid ar fi fost
alegerea logică pentru această perioadă cu efectele stresului suplimentar pentru domnul profesor, pentru că trebuia să fie atenți atât în clasă cât și online, dificil trebuia să aibă baza materială, ăsta. Foarte dificil. Da, iată că deciziile luate cu jumătăți de măsură n-au fost bune, că pe urmă tot s-au închis școlile și au spus acum 2 săptămâni, dar condiția este ca să ca rata după 2 săptămâni să nu fie mai mare decât e acum. Ceea ce, dacă va fi mai mare, nu va mai prelungi. Cumva, deci, asta zic. Este bine că s-a luat o decizie în ceasul al 12-lea, pentru că fără testare îi trimiteam pe copii, nu știam unde. Dar în același timp trebuie să se insiste pe zona de educație civică, pentru că atât vaccinarea, cât și partea asta de aprovizionare cu medicamente sunt foarte puțin, contează foarte puțin dacă noi nu respectăm și celelalte măsuri. Distanțare socială, igienă, partea de civism care presupune că atunci când știi că ești bolnav să stai acasă, exact, să eviți, pentru că se știe foarte bine că virusul acesta se răspândește foarte puțină ușor. Puțină educație și din acest sens n-ar strica. Toate astea, și asta e de dovadă că în țările în care există această educație civică, în care oamenii nu-și trimit copiii bolnavi la școală, în care ei nu se duc bolnavi în medii aglomerate, chiar dacă ratele sunt crescute, iată că avem și educația care spune că sunt 70-80% vaccinați, își văd de viață normal și, și de educație, și de job, și trăiesc viața, se plimbă, călătoresc. Că ai mai atins un punct sensibil aici la aceste mici răceli, pentru că pe lângă acest virus care își face el de cap, avem și obișnuitele răceli, curs în sucul, nu știu, dureri de cap, tuse, mai ales în rândul copiilor, vorbesc de copiii chiar micuți, acestea sunt destul de frecvente. Păcat că părinții de multe ori aud că păi, de acolo a luat, îl duc tot acolo, că așa sunt toți, sau un lucru de genul acesta, iar asta este foarte valabil la, nu știu, ori grădinițe, ori poate chiar after-uri și lucruri de genul ăsta private. Și uite aici aș vrea să mai adaug faptul că lucrul ăsta cu vacanța nu este valabil și pentru tot ceea ce ține de after-urile private. Deci cumva pe unii părinți mă gândesc că îi forțează să ducă copiii acolo practic de dimineață până seara. Tot la fragmentarea socială ajungem și la educație, pentru că e vorba de un egoism clar al acestor persoane care spun, domne, s-a îmbolnăvit al meu, nu mă interesează de restul. E ține de o chestiune de mentalitate a socialului și a, eu știu, a ceea ce simte o persoană față de altă persoană. Suntem niște persoane egoiste, este clar, dar aici ar trebui să intervină legislația care să nu permită aceste dezastre cum este valul acesta. Deci o legislație aplicată plus educația noastră ar fi făcut, poate ar fi limitat nenorocirea de sutele de morți zilnice. Deci este ceva îngrozitor ce se întâmplă astăzi în România, pentru că nu s-au luat măsuri, pentru că noi nu am luat măsuri, pentru că educația noastră nu a vorba aia, după un an jumate, avem și vaccin, asta avem zic. Și a trecut ceva știm timp. Că ne ajută și distanțarea, și masca, și vaccinul, și cu toate astea nu învățăm din greșel decât când ajunge cuțitul la os, din păcate, că vedem acum că rata de vaccinare începe să crească. Da. Este rău și este trist faptul că frica n-ar trebui să existe ca un stimul nici a-ți trimite sau a nu-ți trimite copilul la școală și nici la a te vaccina sau nu te vaccina. Frica și angoasele generate de acest aspect dăunează grav vieții omului, chiar dacă nu se vede, nu e o durere, dar sunt insomnii cauzate, sunt lucruri care te fac să iei decizii greșite atunci când le iei de frică. Deci ar trebui să fie societatea noastră ar trebui să învețe arta dialogului și arta dezbaterii cu argumente. Fiecare acum are o părere citită pe Facebook undeva, sau pe internet, da? Există o frică, aici este vina politicului, o frică de spitale. Dar există și o frică implementată. Efectiv, tot ceea ce vedem se poate
caracteriza foarte simplu prin frică. Nu mai este nimic pozitiv, nu mai este ceva explicat, argumentat și făcut drăguț. Lipsește bucuria de a trăi. Exact, și... adică practic totul este sub acest imperiu, cuvânt. Da. Iarăși păcate, greșit. Frica, adică dacă semeni frică, atunci... Are și explicația faptului că ți este frică de ceea ce nu cunoști. Atunci când te duci la un examen și nu ai făcut subiectele, ți-e frică. Da, probabil deci, ai ceva emoții, da. Da, cu cât ne documentăm, cu cât apelăm la sfatul unui specialist, vorbește cu medicul, avem medici de familie. Bun, ai varianta, întâlnești un medic de familie care, am auzit și cazuri care nu te sfătuiesc să te vaccinezi. Ai alt medic de familie sau ai alte surse de a te informa. Când nu cunoști și vine avalanșa aceasta peste tine de informații, de groază, da, este normal să se facă frică. Dar dacă aici este poate avantajul păstrării școlilor deschise, că vorbim despre școală, socializarea este foarte importantă în această perioadă. Da, poți să o faci cu părinții, cu prietenii, cu bunicii, trebuie să ai grijă, să învățăm, apropo de civism, să învățăm și zona aceasta de solidaritate. Nu putem să trecem prin pandemia asta, chiar dacă suntem singuri și gândim egoist, nu putem să scăpăm de ea decât dacă suntem solidari. Pentru că pandemia cuprinde toată societatea și nu pot să scap eu și toți ceilalți să moară. Da? Deci trebuie să ne gândim la aproapele nostru, să ajutăm vecinii, oamenii bătrâni sau oamenii în nevoie, că sunt și aici situații în care persoanele fără posibilități nu reușesc să facă față costurilor economice de zi cu zi, vin avalanșe peste noi de frici, apropo, și de economic. Crește factura la gaze, la curent. Da, este și asta un trend care are un impact destul de urât asupra oamenilor în general. Da, dar putem să depășim lucrul acesta doar împreună, ca și comunitate. Vorbim la nivel local și extindem până la nivel național. Trebuie să gândim lucrul acesta, da, să avem grijă de comunitatea în care trăim, asta mică, cartier, vecini, și să extrapolăm la grija aceasta până la nivel național. Suntem români și trebuie să trecem împreună prin asta, să luăm măsurile care trebuie, facem un sacrificiu, ok, nu mai ieșim cu 1000 de persoane în fiecare zi. Putem să stăm o lună, nu nebunim dacă stăm o lună fără prea multă interacțiune socială, ca să nu stăm 6 luni, ca să nu stăm atâta dura cât un val, da? Și cu cât învățăm mai repede lucrul acesta, cu atât ne vedem de viață mai repede și trăim mai bine și mai frumos. Suntem pe final de emisiune și aș mai avea o curiozitate. După aceste 2 săptămâni, iată, de vacanță ale copiilor, ce crezi că se va schimba, dacă se va schimba ceva, și cum crezi că vor evolua lucrurile pe viitor în ceea ce privește sistemul de învățământ? Cu ghici așa puțin, dar... Da, nu sunt un ghicitor. Am înțeles că această măsură de 2 săptămâni este cumva legată și condiționată de faptul că ar trebui să scadă rata infectărilor, și dacă nu se întâmplă asta, e posibil să avem și parte și de alte surprize. Eu cred că 2 săptămâni e cam puțin dacă stai să te gândești din punct de vedere al limitării răspândirii virusului, și dacă și asta o chestiune care iar revine la educație. Degeaba nu trimis copiii la școală dacă ei se întâlnesc ca și când n-ar fi nimic, câte 5-6 în fața blocului sau în alte locuri, da? Fără să respecte măsurile igienă, distanțare, mască. Adică e o chestiune care ține de bunul simț, de educație și de înțelegerea complexității acestui fenomen pandemic. Facem un efort de solidaritate, restrângem aceste activități sociale ca să se restrângă foarte mult rata răspândirii. Este clar că numai așa putem să vedem cifre mai mici, atât pentru îmbolnăviri, cât mai ales pentru decese. Crezi cumva că ar fost nevoie și de o nouă stare de urgență, aceea de a ne închide un lockdown complet în această perioadă? Vedem cifrele astea care arată îngrozitor. Adică nepunând să-i punem practic stop prin aceste lucruri, că nu ne garantează nimeni, cum ai spus și tu mai devreme, copilul, ok, nu se mai duce la școală, se vede cu 10 în fața blocului și
practic este același lucru? Sau este o măsură prea extremă? Sunt persoane care au început să creadă chiar asta, adică e ceva... Sunt persoane, nu sunt foarte multe care susțin lockdown-ul. Din păcate, ar trebui să existe o precizie de chirurg în privința măsurilor, pentru că măsurile luate astăzi, dacă erau luate acum 2 luni sau o lună, sigur nu ajungeam la aceste cifre. Acum... Să le dăm celor din guvern un domn prezicător, zic. Poate i-ar ajuta mai mult în cazurile astea. Sigur că și această măsură trebuie luată în calcul în momentul în care vedem sute și mii de morți. Deja sunt zilnic și dacă cineva ar avea curiozitate să-i adune pe lună, s-ar îngrozi despre ce anvergură avem la efectele acestei pandemii și efectele nerespectării din toate părțile, adică și noi și ei. Politicienii au luat măsuri aiurea, populiste spun eu, pentru că au relaxat prematur măsurile acestea în momentul în care s-a văzut o îmbunătățire și iată că nu se respectă poezia ce e val ca valul trece, pentru că o pandemie se oprește atunci când virusul nu se mai răspândește, că el nu stă în aer, el trece, doar trăiește într-o gazdă care este un om. Da? Și atunci când înțelegem lucrul acesta, putem să limităm răspândirea lui, fie cu măsuri extreme, da, lockdown, da, și lockdown, repet, dacă nu respectăm și răspândim virusul... Adică cumva ar veni val după val după val după da. Val și nu s-ar termina niciodată. Deci suntem într-un caz fericit, avem la dispoziție mai multe vaccinuri, nici măcar unul. Nu suntem ca acum 100 de ani să nu avem ce să facem. Avem la dispoziție partea asta de protecție, mască și tot ceea ce presupune, dar mai trebuie să avem puțină educație, să înțelegem lucrul acesta și să-l respectăm. Un efort comun ar duce la limitarea răspândirii pandemice și la ne vedea de viață cât mai repede posibil. Îți mulțumesc foarte mult pentru toate aceste precizări. Dragii mei, atât a fost și pentru această seară. Eu zic că cu puțină răbdare vom trece și peste aceste vremuri grele. În continuare, voi urmăriți știrile Doto TV. Noi ne vedem și mâine cu o nouă ediție de Lifestyle. Până atunci, vă pup și nu uitați să zâmbiți!